Accidentele rutiere s-au ținut lanț în Mehedinți. Sâmbătă după amiază a avut loc un accident rutier produs între o autoutilitară și un autoturism pe raza localității Balota. În urma impactului, o persoană de 17 ani a rămas blocată în autoturism și a fost nevoie de intervenția salvatorilor pentru extragerea acesteia. Tânărul în vârstă de 17 ani a primit îngrijiri medicale de la paramedicii Smurd, ulterior fiind transportat în stare de conștiență la unitatea de primiri urgențe din Drobeta, Turnul Severin. Sâmbătă, poliția municipiului Drobeta, Turnul Severin a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că pe DN6, în afara localității Balota, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul serviciului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 30 de ani din comuna Ionești, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe DN6, a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 38 de ani din comuna Livezile. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a unui tânăr de 17 ani, pasager în autoturism, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Detașamentul Drobeta Turnul Severin a intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță Smurd. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă pentru șoferul vinovat.